Avem adăposturi, dar cine le-ar folosi în caz de nevoie? Spațiile pentru protecție civilă din Ploiești se află în majoritatea cazurilor într-o stare jalnică. În caz de cutremur, de exemplu, aici ar trebui să se adăpostească locatarii. În schimb... Păi uitați! Așa arată, cum le vedeți. Cum? Sunt de stat în ele, nu sunt de stat. Eu vă spun una, eu n-am stat în ele. Eu nu m-aș băga la fund, singură în groapă. Eu nu m-aș băga aici, vă spun. Eu ies afară, dacă ies îmi pice în cap, îmi pică în cap. Și aici, dacă pică tot blocul pe mine, aici, și stau, cine mai mă scoate de aici? Este aici, o... aici ieșim afară. Dar nu știu, n-am, este... Cum să zic, nu le-a folosit niciodată nimeni la umblare. Sunt blocate. Că deci nimeni n-a folosit. Iese un puț, vă arăt eu când ieșim afară. Deci asta e cala de evacuare. Da, așa ar trebui și să fie. Și sistemul de ventilație funcționează? Păi nu funcționează. Cam așa stă situația într-unul dintre cele 93 de astfel de adăposturi din Ploiești. Toate sunt construite odată cu ridicarea blocurilor. De-a lungul timpului, oamenii le-au transformat în boxe, având în vedere că au adus aici ce nu mai au nevoie prin casă. Aici este o cameră simplă. În caz de ceva probabil de locuit. Aici a fost o boxă mai veche. Goală. Aici sunt WC-urile. Dar cam câte persoane încap aici? Păi cam tot blocul, zic eu, ar încăpea. Toată scara, de fapt. Și ați putea locui aici în caz de situații? Da, se poate locui, dar nu cred că putem locui timp de... Mai mult de 3 luni, zic eu. Aveți sistem de ventilație? Da, avem sistem de ventilație, avem WC-uri, dar nu știu sigur dacă sunt funcționale. Și... mâncare, probabil că se găsesc în boxele locuitorilor. Sunt spații speciale pentru protecția civilă. Ele din construcție au anumite caracteristici care le diferențiază de celelalte spații din subsol unde populația își poate amenaja o boxă sau spații de depozitare. Diferențe date de grosime de beton, de structură de rezistență. Sunt spațiile în care populația trebuie să se... direcționeze, să fie populația direcționată în anumite situații de calamitate sau situații de urgență. Cu tremure, inundații sau, mă rog, alte pericole. Edilii admit că ultima igienizare a fost făcută acum 9 ani. Marea majoritate a acestor spații dispun de instalații electrică, foarte puține, din păcate, dispun și de instalații sanitare. De instalații sanitare sunt dotate doar cele care au fost construite în ultima perioadă de timp, cum sunt cele de pe strada Sabinelor. În momentul de față, pentru că legea este destul de permisivă, anumite spații au fost date către cetățeni care și-au organizat diverse lucruri acolo, dar au obligația ca într-un termen extrem de scurt, în 24 de ore, de la anunțarea unei situații de urgență, ca aceste spații să fie eliberate și să revină destinațiilor inițiale. Ultimele igienizări s-au făcut în 2007. Imobilele care dispun de astfel de adăposturi pentru protecție civilă au un semn distinctiv, litera A încercuită.